Fica mea, la ce-ți trebuie să te duci acolo? Nu putem oare petrece vacanța împreună? Ce vei face într-o familie străină? Deja tatăl tău și noua lui soție ți-au devenit mai dragi decât propria ta mamă. Nu e normal. Valentina era categoric împotriva comunicării fiicei sale cu fostul soț. Și în acea zi a descurajat-o încă o dată să meargă la tatăl ei. Femeia divorțase de soțul ei nu cu mult timp în urmă și în memoria ei erau încă destul de proaspete amintirile vieții lor împreună. Valentina era sigură că mariajul lor este fericit și că vor fi împreună pentru tot restul vieții lor. Însă Sergiu cunoscuse pe altcineva. Nu se mai putea face nimic. În viață se întâmplă de toate. Dar Valentina nu putea să accepte acest lucru. După ce a divorțat de soțul ei, a vrut să-l scoată din viața ei odată pentru totdeauna. Prea profundă era ofensa dar ei erau legați de o fică, la care Serciu nu avea de gând să renunțe. Bărbatul a insistat ca Valentina să nu intervină în comunicarea lor. El plătea cu fidelitate pensia alimentară și își îndeplinea toate îndatoririle părintești chiar și în perioada divorțului. Prin urmare, femeia nu a putut face nimic în legătură cu faptul că Sergiu continua să se întâlnească cu Paula chiar și după ce părăsise familia. Dar și fata era foarte atașată de tatăl ei. Își petrecea weekendurile alături de el cu mare plăcere. Valentina a fost supărată de acest lucru. Și ca să-și stăpânească emoțiile, ea nu a considerat că este necesar. Femeia nu făcea altceva decât să-și întoarcă fica împotriva tatălui ei, încercând să le distrugă relația. Însă Paula era prea tânără pentru a înțelege subtilitățile relației dintre un bărbat și o femeie, dar suficient de inteligentă. Fata a înțeles că mama ei era pur și simplu jignită de tatăl ei de aceea, ea spune tot felul de lucruri urâte despre el. Paula nu a acordat nicio atenție la toate acestea. Fata avea nevoie de îngrijirea și sprijinul ambilor părinți și nu avea de gând să întrerupă relația cu tatăl ei, iar noua lui soție o trata destul de prietenos. Cu fiul ei din prima căsătorie, pe nume Grigorie, fata s-a împrietenit încă din prima zi, de îndată ce a venit să-și viziteze tatăl. Sergiu și Stelan viitor și-au făcut planuri de viitor și cu privire la un copil comun. Numai că soția lui nu a putut rămâne însărcinată, iar el nu a insistat asupra acestui lucru. Cum va da Dumnezeu? Așa va fi. Spunea el de fiecare dată când aduceau subiectul în discuție. Nu este nimic teribil în faptul că nu avem încă copii împreună. Valentina ura noua familia a soțului ei. Cu ce suntem eu și Paula mai rele decât ei? Se gândea ea în sinea ei. Ei nici măcar nu au copii comuni. Femeia nu înțelegea sincer de ce Sergiu a decis brusc să divorțeze de ea când și-a scăpat ea din vedere soțul. Ce a mers prost în relația lor? Da, bineînțeles, ca în orice altă familie au existat conflicte. Dar să divorțezi din cauza acestora? Valentina nu realiza că nu exista și nu putea exista nicio explicație. El pur și simplu s-a îndrăgostit de o altă femeie și a spus cinstit soției sale despre asta. Bărbatul nu a văzut niciun rost să se ascundă. Nu era în felul lui de a fi. Nici măcar fiica sa nu l-a oprit pe Sergiu de la divorț. Valentina, pe de altă parte, când a auzit că soțul ei o părăsește, a intrat într-o frenezie. Îl învinovățea doar pe el pentru tot. În acel moment, când bărbatul i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de o altă femeie, Valentina a simțit că lumea s-a prăbușit. Nu va mai fi niciodată la fel. De ce distrugi totul? se supăra ea pe el. Cu ce este amanta ta mai bună decât mine? Valentina era sigură că soțul ei își găsise o fată tânără. Atunci ar fi putut măcar să-și explice va trădarea lui. Dar când femeia a aflat că Sergiu o părăsește pentru o femeie aproape de aceeași vârstă cu ea și chiar cu un fiu adult din prima căsătorie, s-a supărat și mai tare pe bărbat. În capul ei nu se potrivea. Cum așa? Și nu se putea opri din gândit la asta. Niciodată în viața ei, femeia nu simțise un resentiment atât de profund. Pământul îi cădea de sub picioare. Dar oricât de mult ar fi încercat să-și convingă fiica că tatăl ei era un trădător cu care nu trebuia să aibă nicio legătură, era inutil. Așa că acea conversație, care a avut loc în ajunul sărbătorilor, nu i-a adus femeii rezultatul dorit. Nu a mai fost de mult timp la tata. Și vreau să-mi petrec această vacanță cu el. A insistat Paula iar mama a fost nevoită să accepte. Serciu a venit după fată chiar în ziua respectivă, imediat ce s-au terminat orele la școală. Bărbatul a luat-o pe Paula la el. Puteai să vii și mâine. I-a reproșat încă o dată Valentina soțului ei. Paula nu a reușit nici măcar să-și împacheteze lucrurile. Paula are în casa noastră de multă vreme nu numai lucruri, ci chiar și un dulap separat. A rândit bărbatul. Ți-au scăpat multe. Ei bine, sau fiica nu a considerat necesar să ți le împărtășească. Nu-ți face griji, Valentina. Dacă va avea nevoie de ceva, îi vom cumpăra noi. Nu face o problemă din nimic. Și nu are rost să cărăm lucruri de colo-colo. De îndată ce Paula a plecat, Valentina s-a simțit din nou singură și abandonată. Din ce în ce mai des se surprindea gândindu-se că îi purta pică nu numai fostului soț, ci și fiicei sale pentru faptul că avea o relație atât de minunată. Și pentru a nu se afunda din nou în aceste reflexii triste, femeia era gata să facă orice. Numai să nu se gândească la Sergiu, la noua lui soție și la idila lor comună, la care, din anumite motive, participa de bună și propria ei fică. Săptămâna a zburat ca o zi. Fiind în mod constant cufundată în muncă și în treburile zilnice, Valentina nici n-a reușit să tresară când Sergiu a adus-o pe Paula acasă. Fata era cumva obosită și tristă ceea ce nu putea decât să o alarmeze pe mama ei. Ce ați făcut acolo timp de o săptămână? A exclamat ea nemulțumită. Copila este foarte palidă. Ai angajat-o acolo pentru a servi noua ta familie. Sau ce ați făcut acolo? Serciu nu dorea deloc să se certe cu soția sa. Iar Paula i-a ținut partea, ceea ce i-a fost de mare ajutor tatălui ei. Mamă, eu și tata ne-am simțit foarte bine. A asigurat-o fata. Eu sunt doar puțin obosită iar mâine trebuie să mă duc la școală. Dar eu nu vreau. Valentina nu voia să pornească un conflict din nimic. După ce l-a însoțit pe Sergiu afară pe ușă, femeia s-a dus în bucătărie pentru a pune masa. Probabil că ți-e foame? A întrebat-o cu grijă pe fica ei. Acuș am să te hrănesc eu. Însă Paula a refuzat să mănânce. Nu avea poftă de mâncare. La sosire, fata s-a dus direct în camera ei și s-a culcat. Tatăl tău te-a obosit, a bombănit Valentina, acoperindu și fica cu o plapumă. Deodată, privirea femeii s-a oprit asupra picioarelor fetei, care erau toate acoperite de niște pete ciudate. Paula purta întotdeauna pantaloni scurți prin casă. Dar până în acest moment mama ei nu observase niciodată așa ceva. Doamne, Dumnezeule! A șoptit ea. Ce oroare! Ce naiba e asta? Pentru a nu-și trezi fica, femeia a examinat-o cu mare atenție. Paula nici măcar nu a simțit-o. Valentina aproape că rămăsese fără cuvinte. Vânătăile și petele nu erau doar pe picioarele fetei. Erau pe tot corpul ei. Iar acest lucru nu putea decât să o înfioare pe femeie, care a suspectat imediat ce era mai rău. Fără să stea prea mult pe gânduri și nici măcar nu a așteptat momentul în care Paula se va trezi să o întrebe despre vânătăi, Valentina s-a grăbit la fostul ei soț. Vizita ei a fost o surpriză totală pentru Serciu. Dar femeia nu a considerat necesar nici măcar să dea explicații și să-și ceară scuze pentru că i-a invadat viața privată. Unde este băiatul tău obraznic? A exclamat ea, dând buzna fără ceremonii în apartament. Haide, cheamă-l încoace. Am să-i dau o mamă de bătaie. Cum putea să se întâmple așa ceva? V-ați crescut un fiu pe capul vostru. Acum vei răspunde de el și nu numai în fața mea, ci și a sărmanei mele fice. Sergiu nu înțelegea ce se întâmplă. A încercat să o liniștească pe femeie, dar toate rugămințile și apelurile sale la bun simț au fost absolut inutile. Dacă Valentina și-a băgat ceva în cap, e grav și pentru mult timp. Sergiu știa despre asta din prima sursă. La vremea lui, o experimentase în repetate rânduri pe propria piele. Bărbatul și-a dat seama că scandalul nu putea fi evitat. Și dacă este așa, el pur și simplu nu poate să nu-și pună fosta soție în locul ei. Calmează-te chiar acum! A exclamat el indignat. Și încetează cu mizeria asta. Ce drept ai tu să dai buzna în casa mea și să faci scandal aici? Fiul tău este un nemernic. A strigat Valentina. A abuzat de fica mea. La ce naiba te uitai? Nu mai are nimic viu pe ea. Ar fi trebuit să o vezi. Sergiu a rămas uimit. A fost șocat de acuzațiile soției sale. Grigorie s-a comportat întotdeauna decent. În cei aproape 16 ani ai săi, aproape că nu-l interesau fetele. Spre deosebire de colegii săi, el nu a fost văzut niciodată în compania unor fete. Iar ca să abuzeze de Paula. Despre așa ceva nici vorbă nu putea fi. Sergiu nu ar fi crezut niciodată în așa ceva. Ce tot spui prostii, Valentina? A întrebat el privindu-și intens fosta soție direct în ochi. Ascultă-te pe tine însăți, cum ai putut să te gândești la asemenea prostii? Ești nebună de legat. Nu eu sunt nebună, ci tu ești. A răbufnit Valentina la el, nu-i nimic. O să rezolv eu totul și o să-l trimit pe nemernicul tău la pușcărie. Asemenea gunoaie nu au ce căuta printre oamenii normali. E un pericol social. Nu-ți dai seama și câte fete nefericite ca Paula mea vor mai suferi din cauza lui, dacă nu se iau măsuri. V-ați gândit la asta? Serciu a împins-o pe Valentina pe ușă, fără să aștepte ca ea să-și termine tirada elocventă. Și imediat după aceea și-a telefonat fica. Bărbatul nu credea că așa ceva se poate întâmpla în familia lui. El a avut întotdeauna o relație bazată pe încredere cu Paula. Și dacă Grigorie ar fi îndrăznit să o atingă măcar cu un deget, cu siguranță i s-ar fi plâns. Da, și cu grigorie, Sergiu trăia sub același acoperiș, nu în primul an. Bărbatul îl cunoștea ca pe un decojit. Băiatul era interesat doar de jocurile pe calculator, în care stătea ore în șir. În cel mai bun caz, putea să se plimbe cu prietenii din cartier. Orice, numai nu fete. Și nici vorbă nu exista de vreun interes pentru fetițe. Nu, Sergiu nu credea în asta, și era obligat să afle totul. Da, tată a răspuns Paula când a văzut numărul lui Sergiu apărând pe ecran. Bărbatul și-a dat seama imediat că își trezise fica. Vocea fetei era foarte somnoroasă, iar el chiar se simțea jenat că o deranjase. Dormeai, nu-i așa? A întrebat el. Scuză-mă, te rog. Îmi pare rău că te-am trezit, dar trebuie neapărat să vorbesc cu tine. După ce și-a ascultat tatăl, Paula a fost complet șocată. Nu se aștepta la așa ceva din partea mamei sale bineînțeles, fata a confirmat că Grigorie nu a atins-o cu niciun deget. Și, în general, ea a avut întotdeauna o relație minunată cu așa numitul ei frate. Paula l-a perceput ca pe un prieten mai mare, pe care te poți baza mereu și în orice situație. Iar Grigorie nu i-a făcut niciodată vreo aluzie explicită. Despre orice altceva nici nu putea fi vorba. Totul se mâna cu niște prostii ridicole. Bine, o să vorbesc cu mama imediat ce ajunge acasă, a promis Paula, recunoscând că nu a auzit-o pe Valentina plecând. Dacă mama ei ar fi trezit-o prima și ar fi aflat, scandalul ar fi fost evitat. Dar în acel moment era prea târziu să se mai gândească la asta. După ce a terminat de vorbit cu tatăl ei, Paula s-a examinat cu atenție. Și când a văzut vânătăile, s-a speriat. Au apărut cumva brusc, dintr-o dată. Nici măcar nu știa exact în ce moment. De dimineață, când făcuse duș ele nu erau acolo. Ceva mai târziu, când mama ei a venit acasă, între ea și Paula a avut loc o conversație foarte serioasă. În acel moment, femeia se mai răcise puțin. Și, deși încă nu credea în faptul că fiul noi ales a fostului soț nu avea nicio vină, nu a îndrăznit să-l acuze pe băiat în fața fiicei sale. Ei bine, poate că nu i-ați împărțit ceva. A întrebat mama. V-ați certat, iar acum nu vrei să mărturisești. Așa a fost, nu-i așa? Mamă, ce cu tine? Se indigna fata. Eu și Grigorie avem o relație foarte bună. Ce nu ați putut împărți? Și, în plus, noi eram în mod constant în fața lui tata. Poți să-l întreb pe el, el va confirma totul. Cum ai putut să te gândești la așa ceva? Chiar nu-ți dai seama că îl insulți pe tata și familia lui? Nu poți face așa ceva. Dacă în situația cu Grigorie, Valentina era gata să facă unele concesii, ba chiar aproape credea că fica și soțul ei spun adevărul, însă vânătăile trebuia să facă ceva. Strict și fără compromisuri, femeia i-a spus fiicei sale că mâine vor merge la medic. Și fără nicio vorbă, a exclamat ea. Trebuie să știu ce se întâmplă cu tine. Altfel nu voi putea dormi bine. Dar dacă e ceva grav, dar dacă ești bolnavă, în cele din urmă, femeia și-a dat seama că vânătăile de pe corp pot apărea nu numai în urma unei bătăi sau a unor acte indecente. Pot exista și alte cauze, mai grave. Toată noaptea înainte de a merge la medic, Valentina nu a putut să închidă un ochi. Întorcându-se de pe o parte pe alta, femeia nu se gândea decât la fica ei și nu putea alunga gândurile rele care îi veneau în cap. Acestea nu-i dădeau pace. Trezindu-se în zori, Valentina a trezit-o pe Paula și a târât-o la clinica din centrul orașului, ceea ce a surprins-o foarte tare pe fată. Mama, de ce trebuie să mergem atât de departe? A întrebat ea nedumerită. De ce nu putem merge la clinica obișnuită, cea din cartierul nostru? Pentru că nu vreau să aștept săptămâni întregi rezultatele analizelor. A exclamat Valentina. Și da, vreau să știu exact. Orice ar fi. Iar într-o policlinică obișnuită nu există specialiști de primă clasă ca într-o clinică privată. Așa că vom merge acolo unde am spus eu. Să sperăm că vor avea un loc liber astăzi. Femeia nici măcar nu s-a deranjat să facă o programare pentru fica ei. Era atât de nerăbdătoare și nervoasă încât a traversat până la celălalt capăt al orașului, sperând doar la noroc. Din fericire! Acesta a fost cu ei în acea zi și au reușit să se consulte cu medicul fără programare și la doar o oră după ce au ajuns. Sunteți foarte norocoase, a spus recepționera. Dacă pacienții nu și-ar fi anulat programările, în cel mai bun caz ați fi fost primite o lună mai târziu. Data viitoare, faceți o programare în avans. Bine, o să ținem cont de asta, a spus Valentina, așteptând nerăbdătoare ca doctorul să le invite în cabinetul său. Domnul Victor i-a produs imediat femeii o impresie plăcută. I s-a părut un profesionist care cu siguranță ar putea să o ajute pe fica ei. La început, Valentina a vrut să o ducă pe fica ei la o femeie doctor. Dar ea a citit pe internet că astfel de fenomene aparțin unui profil complet diferit. O, oh, Doamne, s-a gândit Valentina cu groază. Oare fetița mea chiar ar putea avea probleme cu sângele? Dar de unde? Cum se poate întâmpla așa ceva? Noi nu avem pe nimeni în familie care ar, ar avea asemenea boli grave. Pur și simplu nu se poate. După examinare, femeia a întrebat când vor fi gata rezultatele analizelor. Urma să aștepte câteva zile. Doctore, voi înnebuni până atunci, se lamenta Valentina. Nu se poate grăbi cumva. Nu, bineînțeles, înțeleg că nu ne puteți spune rezultatele astăzi. Dar poate măcar mâine. Calmați-vă, vă rog, a zâmbit domnul Victor. De îndată ce rezultatele vor fi gata, veți primi un telefon și vă puteți face o programare la mine. Dar aveți programări pentru câteva luni înainte. A obiectat Valentina. Cum o să putem nimeri la dumneavoastră? S-a dovedit că va depinde de diagnostic. Dacă nu este nimic grav, puteți veni pentru o programare peste o lună sau chiar peste două luni. Dar dacă este... Valentina a încercat din răsputeri să se calmeze și să se convingă că nu este nimic în neregulă cu fata ei, și nici nu poate fi. Însă, rezultatele analizelor au arătat contrariul. Când femeia a primit un telefon de la clinică și s-a spus că programarea va avea loc peste câteva zile, și-a dat seama imediat că ceva nu era în regulă. Paula nu înțelegea de ce mama ei era atât de nervoasă. Da, fata nu se simțea bine, dar asta nu înseamnă încă nimic. La urma urmei, Toată lumea se îmbolnăvește. Nu e nimic deosebit în asta. Dar Paula nu era doar bolnavă. S-a constatat că fata avea probleme grave cu sângele și avea nevoie de o operație urgentă. Când Valentina a auzit despre asta, nu și-a putut stăpâni lacrimile. Doctore, spuneți-mi adevărul. A cerut ea când și-a scos fica pe coridor și a rugat-o să aștepte. Oare fetița mea va trăi? Sau este atât de grav încât nu mai există nicio șansă? Sunt mamă. Am dreptul să știu. Ce tot spuneți? A exclamat doctorul, turnându-i în grabă un pahar cu apă femeii neliniștite. Cum vi se poate întoarce limba să rostiți așa ceva? Paula are și mamă și tată. Unul dintre voi, în orice caz, poate deveni donator. O vom opera pe fica dumneavoastră și cu siguranță se va însănătoși. Problema ar apărea dacă fata nu ar avea părinți. Sau dacă numai unul dintre ei ar fi fost cunoscut. În acest caz, ar trebui să mergem la o bancă de donatori. Așteptarea unui donator potrivit din afara familiei este problematică. Situația Paulei este complet diferită. Liniștiți-vă! Totul va fi bine. Când poate face fostul dumneavoastră soț un test de compatibilitate? Ieșind în fugă din clinică, Valentina l-a sunat imediat pe Serciu. Însă acesta nu a răspuns. Femeia, ca o arsă, s-a repezit din nou la el acasă pentru a raporta cele întâmplate. Paula, care nu înțelegea nimic, abia reușea să țină pasul cu mama ei. Fata nu înțelegea de ce trebuia să meargă la tatăl ei, s-ar putea să fie ocupat și te va suna mai târziu. O convingea mama ei, încercând să o oprească. De ce atâta grabă? Multe pricepi tu. A răbufnit Valentina la ea. Păi explică-mi, mamă. A cerut Paula. Ce s-a întâmplat? Ce a spus doctorul și de ce mai scos din cabinet când vorbeai cu el? Nu mai sunt atât de mică și am tot dreptul să știu ce se întâmplă cu mine. Nu crezi? Valentina nu a vrut să intre în detalii și să-i spună fiicei sale că viața ei era în pericol. Era sigură că asta ar fi traumatizat-o pe fată. Da, bineînțeles, doctorul a spus că Paula va fi bine. Însă femeia avea încă îndoieli puternice în această privință. Dar dacă ceva nu merge bine, se gândea ea cu groază în sinea ei. Dar dacă materialul donatorului nu prinde rădăcini și începe respingerea? Doamne, ce se va întâmpla atunci? Domnul Victor i-a explicat Valentinei toate nuanțele. Și ea știa pentru ce să se pregătească. Când femeia era cât pe ce să se apropie de casa fostului ei soț, i-a sunat telefonul. Era Sergiu. Dacă sunt din nou ca să faci scandal, atunci hai să încheiem imediat această conversație inutilă. A spus el imediat ce femeia a ridicat receptorul. Însă ceea ce a auzit după l-a lăsat mut de uimire. Cum așa? a întrebat el agitat. Ești sigură? Nu se poate să fie o greșeală. Nu poate fi nicio greșeală, a suspinat Valentina. Ce tot vorbești acolo? Aceasta este cea mai bună clinică, iar diagnosticul a fost pus de unul dintre cei mai buni specialiști. Îmi pare rău, dar nu am energie să discut despre asta. Când poți să vii să faci analizele? Chiar acum, a răspuns Sergiu. Despre ce mai putem vorbi când este vorba de viața fiicei noastre? Spunem unde să vin. Dar în acea zi laboratorul era deja închis. Așa că Sergiu a venit cu Valentina a doua zi. Pentru prima dată de la divorț, făceau ceva împreună. Boala fiicei lor îi reunise și îi împăcase. Soții erau atât de îngrijorați de fetiță, încât nu-și permiteau să se certe. Valentina chiar s-a surprins gândindu-se că era gata să-și ierte fostul soț, să uite ofensa teribilă pe care i-a purtat-o în tot acest timp. La urma urmei, materialul donator al lui Sergiu era potrivit pentru Paula. Și de el depindea în mod direct dacă fata va trăi sau nu. Bineînțeles, Valentina nu a certat meritele medicului, pentru care a simțit o simpatie sinceră. Dar, totuși, mult mai mult depindea de faptul dacă materialul donator va prinde rădăcini sau nu. Practic, totul. Din fericire, operația a avut succes. Numai că Paula a trebuit să mai petreacă câteva luni în clinică. Mama și tatăl ei au vizitat-o pe fica lor în fiecare zi. Valentina nu făcea altceva decât să alerge la domnul Victor și să-l inunde cu întrebări despre momentul în care va fi clar dacă materialul donator a prins rădăcini. Femeia era foarte îngrijorată de consecințe. Bărbatul a liniștit-o cât a putut, asigurându-o că totul va fi bine. Domnul Victor nici măcar nu a reușit să observe cum s-a atașat de această femeie. Timpul a zburat atât de repede. Paula se recupera. Iar comunicarea cu Valentina continua să fie atât de frecventă, încât uneori bărbatul credea serios că fica ei era singura lui pacientă. În cele din urmă, și femeia, însă și s-a surprins, în cele din urmă gândindu-se că era nebunește interesată să comunice cu el în perioada în care Paula a fost în clinică. Bărbatul a susținut-o foarte mult. Victor a devenit un adevărat sprijin pentru Valentina. Iar când fata s-a făcut deja complet sănătoasă, s-au gândit: de ce să nu-și unească destinele? Cea mai mare parte a vieții sale, bărbatul și-a dedicat carierei profesionale. Nu a avut timp să construiască o relație serioasă și să întemeieze o familie, nici să crească copii. În urmă cu câțiva ani, a venit un moment în viața sa când și-a dat seama cu seriozitate că, cel mai probabil, nu va mai fi nici soț, nici tată. Iar acest gând l-a îngrozit. În adâncul sufletului, bărbatului îi lipsea cu adevărat confortul casnic și fericirea simplă a familiei. Și pentru ce altceva să trăiești, să muncești, să te străduiești pentru ceva? Dacă nu de dragul unei femei iubite și al râsului vesel al copiilor. Toate acestea le regăsea din plin alături de Valentina. Bărbatul a reușit să se atașeze nu numai de ea, ci și de Paula. Bineînțeles, Victor nu a putut să o perceapă ca pe propria fică, deoarece fata avea un tată cu care avea de mult timp relații excelente. Dar între ei nu existaseră niciodată conflicte. Fata se purta foarte prietenos cu bărbatul și se bucura că mama ei și-a găsit în sfârșit fericirea și a încetat să mai spună lucruri urâte despre tatăl ei. La ceva timp după nuntă, Valentina și Victor au avut un fiu. Paula s-a bucurat de apariția unui frățior. Acum avea o familie adevărată și prietenoasă. Bineînțeles, fata nu a uitat niciodată de tatăl ei și continua în mod regulat să-l viziteze. Sergiu și Stella au avut, de asemenea, un copil comun, pe care l-au așteptat atât de mult timp. Paula era fericită că părinții nu se mai certau. Și din când în când puteau să se adune cu toții la o masă mare, ca cei mai apropiați și mai devotați prieteni. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. De asemenea, puteți să vă abonați la canal pentru a nu rata noile istorii. Toate cele bune și ne reauzim în curând!